Alexandru Todoran din Orăștie, dublu medaliat la Olimpiada Internațională de Informatică, a fost premiat la Consiliul Județean Hunedoara. La inițiativa președintelui Laurențiu Nistor, atât profesorul cât și elevul care a obținut rezultate remarcabile la concursurile internaționale de informatică au primit diplome și o sumă de bani pentru performanțele obținute. În debutul ședinței ordinare din luna august, președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, a oferit tânărului Alexandru Raul Todoran, elev în clasa a 10-a la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, o diplomă de merit și un stimulent financiar în valoare de 10.000 de lei. Și profesorul cu care s-a pregătit a primit o diplomă de merit și 5.000 de lei. Consider că modul pe care noi îl facem, primind aceste rezultate deosebite, cred că îi ambiționăm pe elevi, pe mulți elevi, pe mulți profesori să fie mult mai ambițioși în a se pregăti, în a se dedica profesiei pe care o fac și materiile pe care le fac pentru a obține aceste medalii. Nu este ușor să obții o medalie de aur sau de argint sau de bronz. De aceea, practic, anul ăsta, cât mai multe lucruri am avut și cred că vă aduceți aminte și cu fata care a câștigat medalia de aur acum câteva luni de zile, a fost premiată cu elevii care au terminat bacul cu nota 10, i-am invitat la noi în Consiliu, deci practic putem spune că această acțiune la noi deja este statuată și o facem în continuare. Alexandru este pasionat de științe și a fost sprijinit de familie și cadrele didactice să acumuleze cât mai multe cunoștințe. Cel mai important eveniment de anul acesta pentru mine despre Olimpiada Internațională, pentru că a fost un concurs deosebit, nu se prea compară cu celelalte concursuri, în primul rând ca nivel de dificultate, ca participanți, sunt participanți din întreaga lume și este mult mai intimidant. Eu mă pregătesc pe tot parcursul anului, poate puțin mai intens înainte de concursuri, dar până la urmă asta este cariera unui olimpic, asta facem zi de zi. Profesorii spun că de mic a fost un elev strălucitor. Avem elevi care doresc să se pregătească, care doresc să aibă succes. Alexandru a început chiar de foarte tânăr, a început din clasa a treia, atunci am început cu el pregătirea la informatică. În clasa a patra a fost prima dată când a participat la faza națională a Olimpiadei de informatică, atunci a concurat cu cei de a 5-a și a obținut medalii de bronz și de atunci încoace tot medalii de aur și participări la internaționale. Facem mare cinste învățământului hunedorean, dar și școlii românești, pentru că la ultima competiție a făcut parte din lotul României la Olimpiada Internațională de Informatică care a avut loc în Indonezia. Alexandru a obținut o performanță deosebită, a obținut medalia de argint și suntem foarte fericiți pentru că în fiecare an Alexandru vine cu rezultate excepționale care reconfirmă valoarea învățământului hunedorean. Anul acesta, echipa de 4 elevi care a reprezentat țara noastră la Olimpiada Internațională de Informatică desfășurată în Indonezia, din care a făcut parte și Alexandru Todoran, a câștigat o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz. Au fost 3 elevi din București și unul din Orăștie. Asta a făcut ca România să se claseze pe locul 2 în Europa și locul 8 în lume, din 90 de țări participante la Olimpiada din Indonezia.